chiar cel mai din seamă, sau... Da, mă implic cel mai mult și vreau să mă implic cel mai mult în ceea ce am promis. Și cred că evenimentul de astăzi, pe care l-am organizat împreună cu partenerii noștri, cu AGU Femei Bobășani și cu Inspectoratul Școlar, să vrea un eveniment de început. Suntem la prima ediție. Sigur că, probabil, vor fi și lucruri de perfecționat în timp, dar important e că suntem aici. Și suntem la un punct de pornire. Mă bucur că ați răspuns invitații într-un număr atât de mare. Și vreau să mulțumesc echipei care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment în ultimele zile. Evenimentul se scrie într-o strategie mai largă noastră de a crea locuri de muncă în Botoșani, de a dezvolta sectorul economic din Botoșani, astfel încât, în final, să vă convingem pe dumneavoastră ca după ce veți finaliza studiile universitare, să vă întoarceți aici, în orașul natal. Dați-mi voi într-o minută, o să trec o revistă câteva din obiectivele pe care le realizăm în prezent în Botoșani și să vă spun și ce avem în vedere în următorii ani. La ora actuală, în Botoșani, se desfășoară investiții de peste 40-50 de milioane de euro. În acest an, după cum bine știți, dacă v-ați informat din presă, am demarat construcția acestui mare parc de antrenament, Cornișa, care va repune Botoșanul pe harta turistică, va crea locuri de muncă, va dezvolta industria de servicii în Botoșani, se vor reabilita parcurile, Eminescu și Curcubeului, clădirea în care suntem aici acum, va începe reabilitarea încât că în următoarea perioadă, în 2-3 săptămâni, și va intra într-un proces de un an jumătate de reabilitare, un proiect de 5 milioane de euro. Deci, la următoarea, dacă nu următoarea ediție, peste 2 ani, cu siguranță ne vom întâlni aici, cu tot o altă locație, se creează și de către mediul privat facilități de petrecere a timpului liber, mă refer aici la mall-ul recent deschis, la cinematograful care se va deschide recent, și mă gândeam ce motive ar avea un tânăr să nu se întoarcă în Botoșani.